În cursul anului 2021, polițiștii gorjeni au desfășurat acțiuni în cadrul planului desfășurat la nivel național Scutul Pădurii pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice. Cu această ocazie, polițiștii au organizat și desfășurat peste 2800 de controle, fiind verificate aproximativ 3400 de obiective și 2900 de vehicule. În cadrul acțiunilor au fost aplicate 220 de sancțiuni, conform legii numărul 171/2010 republicată, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, în cuantum de peste 172.000 de lei. Totodată, în baza neregulilor constatate, polițiștii au dispus confiscarea a peste 900 de metri cub de material lemnos. Polițiștii vor desfășura acțiuni în baza planului Scutul Pădurii și în perioada următoare, pentru identificarea și tragerea la răspundere penală sau contravențională a celor care comit delicte silvice.